frate și continuă cu tatăl și rugăciunile lui Ioane ratează una dintre ele. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Haideți să ne căm în picioare și să cântăm următoarea cântare ca o rugăciune vouă.
Când mi-ați mâinit
Dragi frați și surori, este prima duminică de când ne putem aduna la casa lui Dumnezeu și împreună cu voi o anume tristețe s-a lăsat peste inima mea. Nu este obișnuința de a fi duminica la biserică, nici gând. Este dorul după părtășia împreună cu voi la închinare înaintea lui Dumnezeu. Este lipsa întâlnirii cu voi față în față. Este faptul că deși v-am auzit vocile de-a lungul săptămânii sau am ținut legătura prin texte și e-mails, iată că de o săptămână nu ne-am revăzut. Mă bucur însă să vă pot spune că, după cunoștința pe care o am în aceste momente, niciunul din adunare nu este bolnav prin contaminare cu COVID-19. Laud pe Domnul pentru aceasta. Nu știm ce ne stă înainte fiecăruia, întregii adunări și omenirii, dar știm că Dumnezeu își onorează cuvântul. Aș vrea să vă invit să ne amintim acum una dintre făgăduințele sale, o promisiune pe care Isaia a consemnat-o în capitolul 41 al cărții sale. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Amin. Ești aici, cerul l-ai deschis. Eu mă închid. Ești aici, să faci tot ce ai promis. Eu mă închid. Ești aici, prezent prin Duhul Sfânt. Eu mă închid. Ești aici, simțind puterea ta. Eu mă închid. Tu ești izbăvitorul atotputernic, tu ești lumina în întuneric. Doamne, tu ești Dumnezeu. Izbăvitorul atotputernic, tu ești lumina în întuneric. Doamne, tu ești Dumnezeu. Ești aici, Doamne, tu ești Dumnezeu.
izbăvitorul, atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu, 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 Tu ești Dumnezeu. Și atunci când nu văd, Tu ești cu mine, și atunci când nu simt, Tu ești aproape, știu că Tu lucrezi, Doamne. Și atunci când nu văd, Tu ești cu mine, și atunci când nu simt, Tu ești aproape, știu că Tu lucrezi, Doamne. Intenționez ca în această zi să vă aduc încurajare prin cuvintele psalmului 46. Către mai marele cântăreților, un psalm al fiilor lui Core, decântat pe Alamot, o cântare. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului, El a sfârmat arcul și a rupt sulița, ars cu focarele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin.
ziua în care a murit, John Wesley aproape că și-a pierdut vocea și putea fi înțeles doar cu greutate, cu dificultate. Dar aproape de clipa pășirii în veșnicie și-a adunat toată puterea pe care o mai avea și a spus tare: cel mai mare bine dintre toate este că Dumnezeu este cu noi. Apoi și-a ridicat mâna, a fluturat-o triumfător și a exclamat din nou: cel mai mare bine dintre toate este că Dumnezeu este cu noi. Frate și soră, este inima ta plină de credința că Dumnezeu e cu tine în aceste vremuri de pandemie și criză globală? Este El mângâierea inimii tale, pacea minții tale, liniștea sufletului tău? Vreau să-ți spun cu toată tăria, El, Dumnezeu, a promis că va fi cu ai săi. Și Dumnezeu veghează ca fiecare cuvânt pe care l-a rostit să se înfăptuiască, fiecare promisiune pe care a făcut-o să fie împlinită în cele mai mici detalii. Te rog, acceptă, crede și trăiește acest adevăr. Prieten drag, este Dumnezeu cu tine? Dacă ești singur, fii sigur că în această zi, când încă ești în viață, când încă ai timp, faci din Domnul Iisus adăpostul tău, mântuitorul tău, izbăvitorul tău, răscumpărătorul tău. Fii sigur că astăzi crezi, astăzi te pocăiești, astăzi îți pui viața în mâna Lui, ca de astăzi să ai pe Domnul Iisus adăpostul tău și a inimii tale. Psalmul 46 este un psalm scris pentru vremuri de criză. Au mai fost vremuri de mare criză, atât locală, națională, cât și mondială. Dar cine și-a imaginat la începutul acestui an 2020 că o pandemie va ajunge să bântuie în doar câteva luni și va paraliza întreg globul? Mesajul psalmului 46 este că putem face într-un singur fel, în mod corect față vremurilor, bizuindu-ne, încrezându-ne, având stabilitate și liniște în Dumnezeu. Psalmul prezintă câteva imagini ale lui Dumnezeu. Dacă le vom pune la inima și la mintea noastră, îl vom cunoaște și mai mult, mai profund pe Domnul nostru. Vom fi încurajați de cuvântul Său, iar Duhul Sfânt ne va da liniște, pace, va duce bucuria în sufletele noastre și va duce seninătate pe fețele noastre. Prima imagine este pusă înaintea ochilor noștri de primele trei versete. Ele vorbesc despre faptul că Dumnezeu este singurul adăpost. Dumnezeu singur este adăpost pentru noi oamenii. Vedeți, în calamități naturale, așa cum descrie psalmistul, în dezastre personale, naționale, în probleme în familie, în îndoieli care ne sfâșie lăuntru, în neliniștea din fața viitorului întunecos, în pandemia de COVID-19, în orice stare s-ar afla oricare dintre noi, Dumnezeu singur și numai El este adăpostul. Puterea Lui este suficientă, credincioșia Sa este o stâncă pe care nimic nu poate clânti. Înțelepciunea Lui este infinită, promisiunile Sale sunt adevărate. În Hristos, Domnul nostru, ele sunt da și amin. Nimeni și nimic nu-i poate sta alături, nu îl poate înlocui, nu ne poate oferi ceea ce avem nevoie. Cuvintele psalmistului prezintă o imagine, dar cheamă de fapt la o experiență. Dumnezeu este adăpost pentru om, dar nu în mod automat. Pentru ca Dumnezeu să devină adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi, trebuie să alegem în mod voit, conștient, să mergem la El. Un pictor ținea o lecție unor studenți și le spunea că, din punctul lui de vedere, este greșit să pictezi, de exemplu, o pădure, fără ca undeva să se vadă și o cărare, o umbră de cărare, ce să arate ieșirea din pădure. El spunea că atunci când un pictor creează un tablou, el trebuie să indice întotdeauna și calea de ieșire, altfel copacii, îngrengăturile crengilor nu vor face decât să creeze o perspectivă sumbră asupra celui care privește pictura. În fața noastră stă un tablou foarte întunecat. Epidemia de COVID-19, probabil o perioadă de recesiune economică, dar există o cărare. Este una singură. Această cărare, Psalmul 46,
ne indică este Dumnezeu, El singur, doar El este adăpostul nostru. Pentru a ne bucura de aceasta, trebuie să alegem să mergem la El. Ca să avem experiența aceasta, trebuie să alergăm la Dumnezeu. Vă chem așadar să ne apropiem de Domnul. Vă chem să alergăm la Dumnezeu, să ne dedicăm Lui, să lăsăm Duhul Sfânt să ne cerceteze inima. Vă chem să ne pocăim de păcate, să punem rânduială biblică în viața și în familia noastră, să ne rededicăm astăzi Domnului, să alegem să facem din El singur, numai din Dumnezeu, locul nostru de adăpost. A doua imagine despre care psalmul acesta ne vorbește, ne-o creionează sub ochi, este Dumnezeu singur își păzește cetatea. Nu numai că este singur adăpostul, dar psalmistul ne indică în versetele 4 la 7 că Dumnezeu singur își păzește cetatea. Acum, versetele acestea pot fi o referință la cetatea Ierusalimului din statul Israel. Psalmistul a avut oportunitatea să vadă cum armate vrășmașe mărșăluiesc de departe ca să vină să asedieze Ierusalimul. Ceea ce a descoperit este însă că în mijlocul asediului Ierusalimului, Dumnezeu alege să fie în mijlocul poporului său, a cetății sale. Și Dumnezeu alege să-și păzească cetatea. Psalmistul indică faptul că în cetatea sfântă este un izvor, izvorul Siloam cel mai probabil, apele sale acoperind nevoile cetății, tot acolo se află și sfântul locaș al locuințelor celui preanalt, se află templul lui Dumnezeu. Adică, într-un limbaj poetic, el spune că dacă în afara zidurilor cetății se află vrășmași, în cetate este pace. Nevoile de orice fel sunt acoperite pentru că Dumnezeu este în mijlocul ei. În același timp, cetatea orașului Dumnezeu este o temă biblică ce trece dincolo de semnificația Ierusalimului pământesc. Expresia indică întreg poporul lui Dumnezeu. Ceea ce s-a aplicat cetății sfinte se aplică poporului sfânt, adică Dumnezeu este în mijlocul oamenilor săi. El îi protejează, așa că ei nu se clatină. Punctul de apogeu a ceea ce înseamnă cetatea lui Dumnezeu este descris în Apocalipsa, noul Ierusalim. Privind la viață, la viața noastră, din această perspectivă, înțelegem că noi, poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, atunci când suntem înconjurați de probleme, boli, sau cum este cazul acesta, COVID-19, vrășmași de orice fel, ca popor al lui Dumnezeu, pentru că El alege să fie în mijlocul nostru, suntem la fel de apărați și în siguranță în vremuri dificile și de criză, ca și când am fi direct în fața tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu alege să-și protejeze poporul. El nu o face cum așteptăm noi, nu o face cum am vrea noi adesea, dar fără îndoială El ne păzește, ne însoțește pașii vieții până pășim în veșnicie. De aceea frica, teama, panica, îngrijorarea sunt lucruri cu care trebuie să venim la El pentru a fi eliberați. Dragă frate, dragă soră, tu care îl numești pe Dumnezeu Tatăl tău, pe Domnul Iisus Mântuitorul tău, pe Duhul Sfânt Mângâietorul tău, refuză să cedezi temerilor, fricii și prin credință găsește-ți resursele ca să treci prin această criză într-un mod care îl onorează pe Domnul. Aduce binecuvântare semenilor și arată lumii că Dumnezeu singur este Cel care te păzește și aceasta este suficient. Și vreau să închei cu a treia imagine. Versetele 8 la 10 îl prezintă pe Dumnezeu, El este singur Cel care biruiește. Biruința este a Domnului, Dumnezeu singur este biruitorul. Psalmistul își încheie cuvintele pe care le are pe inimă, vorbind despre viitorul în care Dumnezeu se va ridica biruitor, domnind veșnic cu autoritate.
Dumnezeu nu-i prezentat în versetele 8 la 10 ca un fel de diplomat, de ambasador, de om de stat care să negocieze pacea, ci este prezentat ca un biruitor. Expresia opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu este una, așa cum spunea Elizabeth Elliot, e una care arată scopul nostru în vremurile de mari încercări. Ea zicea, predă-te și recunoaște că eu sunt singurul Dumnezeu biruitor. O parafrazare deosebită acestor cuvinte. Predă-te, recunoaște, eu sunt singur Dumnezeu biruitor. Așa că în această zi, când împreună cu familia ești acasă, ne putem să mergi la casa lui Dumnezeu, ca în multe alte duminici, așa cum obișnuiei să faci, așa cum îți doreai să faci. În această zi, acolo unde ești, te chem să te predai Domnului. Biruința este a Lui, El singur este biruitorul. El va aduce izbăvire peste poporul Său, peste mine și peste tine. Nu-i așa că ți-aduci aminte de cântarea Când am pacea Domnului? Autorul este Horatio Gates Spafford. Viața lui și a soției lui, numele ei este Ana, a fost foarte zbușumată. A fost o viață de durere. După ce în anul 1870 le-a decedat singurul fiu în urma unei febre puternice, în anul următor un incendiu a distrus orașul Chicago, provocând moartea a 300 de persoane, lăsând alte 100.000 fără locuință, printre care se aflau și ei. Horatio, un avocat de succes și prieten apropiat al marelui evanghelist Moody, nu s-a gândit prea mult la pierderile sale, ci și-a pus tot timpul și energia la dispoziția supraviețuitorilor care rămăseseră fără case. 2 ani mai târziu, după eforturi intense, el și familia au hotărât să plece într-o vacanță în Anglia, știind că în perioada aceea Moody trebuia să predice acolo și voiau neapărat să-l vadă. Fiind reținut cu probleme importante, și-a trimis soția și cele 4 fiice înainte, urmând ca să se întâlnească în Anglia. Dar în 21 noiembrie 1873, în timp ce traversa Atlanticul, vasul pe care erau îmbarcate soția și fiicele lui s-a ciocnit de un altul și în mai puțin de 12 minute, 226 de persoane dintre cele 307 aflate la bord au murit, printre care și toate cele 4 fiice ale sale. Cumva soția sa a supraviețuit, agățându-se de niște resturi ale navei. Când a ajuns în Anglia, a trimis o telegramă soțului ei în care scria singura salvată. Imediat, Horatio s-a îmbarcat pe un vas înspre Anglia și în timp ce trecea prin locul unde se scufundase vasul în care se aflaseră cele 4 fiice ale sale, a fost cuprins de o durere adâncă, dar paradoxal, în același timp avea o pace sufletească greu de explicat. Potrivit descrierii fiicei sale, Berta, născută câțiva ani de zile mai târziu de tragedie, Horatio a compus imnul Când am pacea Domnului chiar acolo, în mijlocul Atlanticului, în locul unde muriseră fiicele sale. Vreau să-ți aduc aminte cuvintele acestei cântări. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Inima mea și atunci tot așa va cânta, bine e, bine e în Domnul. Când satana îmi stă în cale să mă înfrice, acest cuvânt mă mângâie. Iisus a sfârșit toate, pentru mine a murit, sunt curat prin a lui sfânt sânge, bine e în Domnul. Sarcina păcatului El a purtat, El mi-a ușurat sufletul. Pe cruce pentru mine a sângerat, sufletul meu laudă pe Domnul, bine e în Domnul. Acum în Hristos trăiesc și pentru El, cuvântul Lui mă conduce, în El am pace, prin El sunt eu liber, în Domnul am odihnă dulce, bine e în Domnul. Amin.